V-ați prins, deși, dacă mă numesc Vlad Teușance, și ultima meserie din CV este cea de formator în creativitate. O meserie care nu exista, cel puțin în România, sau nu știam eu de ea până acum un an, pe care am încercat cumva să o inventez împreună cu mai mulți prieteni și cam despre asta vreau să vă vorbesc în seara asta. Cum a început totul? Ca orice poveste frumoasă, a început cu o depresie gravă. Da? Eram după cei 10 ani de jurnalist, bărmănie, dj și toate celelalte activități, deprimat, pentru că eram unul din miile de jurnaliști rămas fără job, pentru că domeniul în care lucram, Glossy Magazine, la perioada aia nu mai exista. Eram unul din cei care de publicitatea, dar care își să seama că vândutul de detergenți până la urmă nu e neapărat ce își dorește să facă în viață. Și eram deprimat. Și în momentul ăla am primit un telefon de la o prietenă, mulțumesc Sandra, care mi-a zis, auzi, nu vrei să inventăm un curs de creativitate aplicată? Și evident, prima reacție a fost, ok, nu, nu vreau să mă bag în asta, care o fi faza, eram așa în fața unei cutii, închise, încă nu vedeam că e o cutie frumos ordonată.” Un an mai târziu avem peste 200 de oameni care au participat la acest curs de creativitate aplicată sau la uh, au beneficiat de, hai să spunem, acest boost creativ prin servicii de consultanță. Uh, tot proiectul s-a dus în foarte, foarte multe direcții. Plănuim un joc, uh, plănuim o carte. Mai mult decât atât am început colaborări cu tot felul de ziare, am început să scriem pe tema asta. Și mi-am dat seama că de fapt nu e un proiect pe un an, e un proiect pe vreo 10. Cum am ajuns de la zona asta de blocaj până la urmă, din fața unei cutii închise, până la zona de a-mi inventa o meserie până la urmă și de a încerca să aduc de la zero un program educativ și să-l fac sustenabil alături de oamenii cu care lucrez? simplu deschizăm cutia. Ei cutia, o deschizi, și trage o la întâmplare. Nu asta. Ok. Primul pas, curiozitate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care m-am apucat de treaba asta, am fost dispus să uit tot ce știam. Eu aveam teoretic un know-how teribil, nu mă pricepeam și la advertising, și la presă, și așa mai departe. Un know-how care nu mă făcuse nimic mai fericit, care mă adusese în situația aia din care vreau să ies și din care vreau să plec. Am zis, ok, hai să uităm de know-how ăsta, hai să ne permitem să uităm de status quo, să ne permitem să punem întrebări, inclusiv cele mai stupide întrebări, despre ce înseamnă creativitate? Înseamnă creativitatea momentul ăla de inspirație, care îți vine după nopți pierdute, după înjurături la redacție, după beri, este creativitatea momentul ăla de inspirație în care scoți un vers bun sau un titlu bun și Uh, ești cel mai deștept din curtea școlii, nu, nu înseamnă creativitatea chestia asta. Și mi-am dat seama de fapt, creativitatea înseamnă curiozitate. Ei, în momentul ăla, lucrurile au început cumva să se lege, iar toate informațiile pe care le-am frustrat că nu pot să le folosesc în joburile mele de până atunci, au început să se adune până la urmă într-un program din ce în ce mai coerent. Și, nu știu, de la, habar n-am teoriile lui... Marshall McLahan, de exemplu, despre comunicare, la viziunile lui Umberto Eco despre semiotică și narațiune. Toate astea au început să devină parte din cursul pe care îl țineam. Jocuri ca Zombie Flux au început să se transforme în jocuri pe care încercam să le aplicăm cu participanții. Jocul de poker, derivat din... Ne-a adus niște exemple foarte foarte deștepte și ne-a ajutat să ne definim niște clase de personaje prin care să ne explicăm mai bine uh, modelele creative pe care vrem să le împărtășim cu ceilalți. Practic, și aici s-a întâmplat o chestie absolut spectaculoasă, nici informații nu mai erau întâmplătoare. Toate informațiile alea random din capul meu, alea credeam bune de vrei să fii miliardar, maximum, au devenit utile. De ce au devenit ele utile? Nu am dat seama pentru un moment. Până când a intervenit al doilea mare cadou, cum ar veni, făcut de Sandra, generozitatea. Nu mai făcut nimic generos până la momentul ăla în viața mea. Nu e nimic generos în a spăla imaginea unei companii online sau în a scoate revista cea mai bine vândută pe piață. Da? Nu e nimic generos să a face un shooting de modă cum nu s-a mai făcut, cum nu e nimic uh, generos în a inventa o campanie ultra, nu știu, ieftină, online, uh, pentru habar pui, să zicem. De data asta aveam ceva de făcut. Încercam să iau din mâinile industriilor creative un concept, până la urmă și un concept care fusese arestat și manipulat, respectiv creativitatea, să-l dau tuturor oamenilor de care, mă rog, puteau să aibă nevoie de el. Și aici au venit oameni din domenii ultra diferite, de la, nu știu, oameni din banking, oameni din IT, oameni din meserii, asigurări, oameni din meserii la care nu te gândi că ar avea nevoie de zona asta creativității, de zona de potențarea până la urmă capacităților creative. Oameni în ochii cărora am început să văd o sclipire în discuțiile cu care am început să văd dahauri, am început să văd un pic de schimbare, Dincolo de asta, dincolo de oamenii expuși, hai să zic, formal la toată povestea asta, am văzut schimbare în jurul meu, în jurul prietenilor cu care aveam contact, cărora încercam să le transmit aceeași informație pe cele două principii, cu rezistate, genozistate, că le veneau idei de, nu știu, rebranding personal, le veneau idei de cum să-și îmbunătățească business-ul sau cum să-l pornească. Mai mult decât atâta generozitatea până la urmă gândul ăsta că facem ceva pentru a schimba lumea, pentru a da ceva dintr a democratiza ceva, dar ceva dintr-o comunitate altei comunități ne-a adus alături o cantitate spectaculoasă de prieteni noi până la urmă, oameni din domenii ultra diverse care și au dedicat timp, energie, bani pentru a ne susține până la urmă în proiectul ăsta, pentru a face cursul ăsta să se întâmple și care ne susțin în continuare. Vorbim până la urmă de, de, persoane foarte diferite, de la, nu știu, voluntari până la profesori universitari, de la fotograf până la oameni de radio, formatori de opinie, toți care au lucrat pentru împlinirea acestui program, pentru inventarea până la urmă acestei meserii, care le mulțumesc. De ce au lucrat? Pentru că aveam o flamură de luptă de înălțat, flamura de luptă pe care o înalți în mod normal, vreau să fiu bogat, vreau să am succes în carieră, vreau să călătoresc foarte mult, nu e una care să, să stânească simpatie, nu e una care să adune energii, să le facă să uh, se concentreze într-un anumit punct, să se producă momentul ăla de declic, de schimbare. În momentul în care există zona asta de generalizitate, în care ai un scop mare de, de, de a schimba lumea, până la urmă, după puterile fiecăruia, energiile astea converg. Și asta mi se pare spectaculos. Uh, hai să ne gândim până la urmă la cutia asta pe care am adus-o aici pe scenă. Este rezultatul acelorași lucruri, până la urmă, a curiozității și a capacității de a pune întrebări stupide de genul de ce ar trebui să am eu un PowerPoint în spate? Da? O întrebare așa. Și a doua, până la urmă, a unei zone de a fi dispus să faci niște eforturi pe care nu le facem în mod normal de a te gândi la o cutie, de a găsi cutia, de a găsi ambalajul, de a găsi pe cineva care scrie frumos, pentru că nu scrie frumos. Asta după ce ai căutat tone de imprimante, etc., etc. Deci, cele două principii funcționează și în lucruri simple, nu funcționează doar în proiecte generoase, complicate și generale. Dar în același timp am o întrebare pentru toți oamenii implicați în uh, educație, prezenți aici în sală, pe mulți dintre voi vă cunosc personal, uh, despre alții am citit, pe alții de-abia aștept să-i cunosc. Uh, știu că știți ce cadou vreți să faceți omenirii, da? De asta sunteți aici, de asta uh, ați luat-o pe drumul pe care ați luat-o până acum. Întrebarea mea este următoarea. Sunteți siguri că ați pus toate întrebările? Sunteți sigur că ați pus cele mai ciudate și cele mai stupide în aparență întrebări? Pentru că de multe ori tocmai aceste întrebări conțin soluțiile? Iar pentru oamenii din sală, probabil că sunt și astfel de oameni din sală care își pun problema găsirii vocației, schimbării jobului, am o întrebare. Nu e mai bine să încercăm să schimbăm lumea? Și întreb asta pentru un singur motiv. Dacă există o zonă de investiție, de timp, de bani, de energie, sigură, este schimbatul lumii. Bugetul anual pentru a asigura educație primară și de bază în toată lumea este undeva la 40 de miliarde de dolari din ultimul raport la care am avut eu acces. Mi se pare un domeniu greu epuizabil și un pariu foarte sigur comparabil cu, nu știu, imobiliarele, banking-ul sau IT-ul. Ultima întrebare pe care vreau să vă pun e următoarea. Care e cadou pe care vreți să-l faceți omenirii? Îl aveți foarte clar în cap? Vi l-ați amintit? Încercați în pauză. Așa. În pauză dintre aceste două speech-uri, să vi-l imaginați și să vi-l imaginați cât mai clar. Și, bă, nu, înainte să termin, vă mai pun o întrebare. Cum vă pot ajuta în procesul ăsta? Vă mulțumesc!